Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Astăzi voi continua partea secundă în care voi testa randamentul și măsura ripple-ul acestui modul tip Buck Boost Converter XYSK150S. Voi măsura calcula randamentul alimentând modulul la 9V, 12, 24 și 32V, iar pe ieșire voi regla 3,3, 5, 9, 12, 18, 24, 32, 40V. Pentru a fi mai rapid această parte, nu o să mai vorbesc așa mult, ci o să arăt în partea dreaptă sus a ecranului ce eficiență avem, puterea disipată și alte date. Pe intrare se vede că am reglat deja la aproximativ 9V, pe ieșire vom începe cu 3,3V, regla la 3,3. Iar din acest electronic loader voi trage un minim de 10W și depinde de tensiunea de pe ieșire și tensiunea de pe intrare de până în 50-60W. Să reglăm și la 5V pe ieșire. În continuare 12V pe ieșire. La 24V pe ieșire. Iar acum la 40V pe ieșire, având pe intrare 9V. Să continuăm cu 12V pe intrare și 3,3V pe ieșire. La 5V pe ieșire. Și la 40V pe ieșire, cu intrarea la 12V. Mai departe, am reglat pe intrare la 24V. Pe ieșire, ca de obicei, la 3,3V.
la 9V pe ieșire. Și la 40V pe ieșire, cu intrarea la 24V. În sfârșit și la ultima tensiune pe intrare de 32V. Începem ca de obicei cu 3,3V pe ieșire. Să reglăm la 12V pe ieșire. Penultima tensiune pe ieșire de 32V. Și ultima tensiune pe ieșire de 40V cu intrarea la 32V. În continuare, o să măsurăm și ripple-ul de pe ieșirea acestui modul la 5V și la 12V. Am setat deja la 5V, am pregătit osciloscopul în partea stângă. O să trebuiască să-mi cumpăr de pe AliExpress un arc pentru vârful sondei, deoarece folosirea cu partea aceasta și cu conductorul, cu tot cu acel crocodil, introduc zgomot. Așa că folosesc metoda cu un conductor pe GND, cât mai mic, și da, la 5V în gol ripple-ul e practic foarte mic. Destul de dificil de măsurat cu osciloscopul. Să cerem pe ieșire aproximativ 3A la 5V. Aproximativ 3A și avem un ripple de 60, între 50 și 80 de milivolți vârf la vârf. Trebuie menționat un lucru. Modulul e alimentat din sursa de laborator liniară. Foarte important. Să creștem la 12V. Da. În gol clar este cam irelevant, da, în fine. Și să cerem la fel un curent pe ieșire de 3A. 3A pe ieșire și ripple-ul cam la fel. Poate puțin mai mare, dar diferență mică. Pare că frecvența este mai mare de comutare. Foarte mic ripple-ul. Chiar am efectuat măsurătorile de mai multe ori și mi-a dat la fel. M-am mirat. Spre final, să mai facem o măsurătoare. La aceasta e mai greu să dau o denumire în limba română. Voi face un test de overshoot. O traducere în română ar însemna că se verifică răspunsul tranzitoriu. Practic măsurăm ca pe ieșire să nu avem la pornirea sursei o tensiune mai mare decât cea setată reglată. Sunt cazuri când sunt spike-uri de tensiune, vârfuri de tensiune, pe durată scurtă de timp,
foarte scurtă de timp, milisecunde, destul de mari. Iar dacă alimentăm un circuit mai sensibil, un microcontroller și așa mai departe, care e sensibil la o tensiune mai mare, îl putem arde. Vom testa la 5V, am alimentat la 24V acest modul. Bineînțeles că răspunsul tranzitoriu se verifică cu osciloscopul. Pentru acest lucru verificăm să fie setat pe DC, curent continuu. Scala reglată la 2V, suficient. Baza de timp la 20 milisecunde și trebuie să setăm pe single, da? Perfect. Iar acum pornim acest modul la 5V. 3, 2, 1. Am uitat un lucru. Trebuie reglat trigger level. Era să-l uit. Trebuie între valoarea maximă a sursei de 5V și pe la jumătate, cum de fapt. Nu cred că este o regulă anume. Și din nou, ăsta este gata. 3, 2, 1. Și ăsta e răspunsul tranzitoriu. Aici avem 0V. Și nu avem supra-tensiune, deci asta e tensiunea de 5V. Dacă am fi avut probleme, trebuia ca acest grafic, la început, zona aceasta să fie mai sus decât 5V ce avem aici. Chiar îmi place, arată chiar spre foarte bine. Da, există o mică întârziere până ajunge la tensiunea de 5V, asta pentru că avem un soft start. Cel puțin așa am înțeles eu din descrierea modulului, din manual. Deci până ajunge la tensiunea de 5V, durează cam 40 milisecunde. Din curiozitate, hai să reglez și la 40V. Trebuie schimbată scala pe 10. Așa. Mutăm poziția mai jos, mult mai jos, pe aici, trigger level mai sus, suficient, cred că e suficient, am uitat să opresc sursa, așteptăm să ajungă la 0 și pornim. Cam acesta este răspunsul tranzitoriu. Până ajunge la tensiunea setată, în cazul nostru de 40V, durează 40 milisecunde. Îmi place. Deci nu avem spike-uri de tensiune. Cam acesta este răspunsul tranzitoriu. Să tragem și concluziile. Randamentul, în majoritatea cazurilor, este între 80-85%. Pare să fie un vârf de 86% cu intrarea la 24V și ieșirea la 40V. Deci până în randamentul de 88%, așa cum scrie pe AliExpress. Ce m-a uimit pe mine este ripple-ul. Se pare că la 5V, pe ieșire, bineînțeles, și un curent de 3A, este de aproximativ 70 mV vârf la vârf, iar la 12V și tot un curent de 3A, este de aproximativ 100 de mV vârf la vârf. Am efectuat măsurătorile de mai multe ori pentru a fi sigur de aceste rezultate. Mai spre final, am ales ca să testez și răspunsul tranzitoriu. Verificarea acestui lucru mi-a venit pe moment, spontan. Iar osciloscopul mi-a afișat un test spre foarte bun. Nu avem niciun spike, vârf de tensiune nedorit. Sau vreo altă oscilație. Cam aici să termin această parte. Dacă v-a plăcut clipul de față, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!